Dragi frați și surori, pentru după masa aceasta am să prezint un mesaj de încurajare, de îmbărbătare pentru sufletele noastre, pentru inimile noastre și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare ascultător. Dumnezeu să întărească inimile noastre, sufletele noastre prin aceste momente de încercare, El să fie alături de noi și noi să fim în brațele Lui cele sfinte și ocrotitoare în care ne putem găsi liniștea și pacea. Pentru noi în această dupămasă mă gândeam la un mesaj care Dumnezeu îl a prezentat prorocului Ieremia în cartea Ieremia, capitolul 18, de la versetul 1, unde Dumnezeu îl cheamă pe prorocul Ieremia și îi spune: vino, scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Spune prorocul Ieremia: când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Dragii mei, Dumnezeu a avut întotdeauna în vedere reabilitarea poporului lui Dumnezeu, a lui Sfânt. Dumnezeu a avut totdeauna în vedere ca să-și ridice oamenii din starea de decădere. Dumnezeu a avut totdeauna în vedere ca să ridice poporul la standardul și la forma dorită de el. Pe de altă parte, El vrea să ne dea o formă potrivită, după voia Lui și după cuvântul Lui cel Sfânt. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos face marea promisiune poporului Său și îi spunea: vă voi duce și vă voi pregăti un loc. Și când locul acesta va fi gata, pregătit, Domnul Iisus va veni după noi. Problema și întrebarea noastră pentru fiecare dintre noi se pune: avem noi forma potrivită pentru locul care îl va pregăti Domnul Iisus Hristos? Locul acela va fi pregătit de Domnul Iisus Hristos și locul acela va avea forma dorită de El și noi trebuie să potrivim acelei forme care El o face pentru sufletele noastre. Noi trebuie să fim modelați și Dumnezeu asta vrea să-i arete lui Ieremia. Vrea să-i arete cum El, Dumnezeu Tatăl, vrea să modeleze pe om, vrea să-și modeleze poporul Său, vrea să-și ducă poporul într-o stare și într-o formă după voia Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia să-l învețe, să privească la olar cum modelează lutul, să privească la olar cum ia lutul în palmele sale și îl modelează, făcând Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, o comparație. Tot așa și eu voi face cu poporul meu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4: vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Slăvit să-i fie numele lui cel Sfânt. Aș vrea să vedem în câteva minute cum să ajungem la o formă binecuvântată după voia lui Dumnezeu. Cum să capete vasele noastre o formă binecuvântată după voia lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu subliniază versetul 2 și versetul 3 pe Ieremia, un om care vroia și dorea modelarea lui Dumnezeu. Într-o vreme în care poporul lui Israel era departe de Dumnezeu, într-o vreme în care poporul lui Israel se depărtase de Dumnezeu, Ieremia este omul care caută și dorește să-și modeleze viața și sufletul după forma care vrea Dumnezeu să-i o dea. În primul rând, versetul 2 scoate în evidență un om care se scoală și se coboară în casa olarului. Un om care vrea și își dorește modelarea sufletului. Un om care se coboară acolo unde lucrează Dumnezeu. Un om care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Un om care își pune timpul la dispoziția lui, sensibilitatea sufletului la lucrările lui Dumnezeu. Un om care își dorește ca viața lui să fie schimbată. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne dorim ca Dumnezeu să aducă o formă potrivită în sufletele noastre. Să ne dorim ca Dumnezeu să modeleze sufletele noastre în așa fel, ca în ziua în care va veni după noi, sufletele noastre să potrivească în locul care l-a pregătit El pentru noi. În al doilea rând, dragii mei, Dumnezeu vrea ca să ne dezbrăcăm de încăpățânările noastre, să ne dezbrăcăm de mofturile noastre, să ne dezbrăcăm de toate lucrurile care pot împiedica modelarea aceasta. Și versetul 4 din
Cartea Ieremia, capitolul 18, scoate în evidență lucrul acesta. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Dumnezeu a vrut întotdeauna să dea o formă bună omului, după voia lui. Dar oamenii prin încăpățânare, oamenii prin ambițiile lor, oamenii prin lucrurile care le-au frământat viața și au întors spatele lui Dumnezeu și n-au dorit să primească o modelare după voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu scoate în evidență și spune: atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Aș dori ca noi să fim niște oameni care să acceptăm să ne dezbrăcăm de încăpățânările noastre, să acceptăm și să ascultăm în totalitate de Dumnezeu, să ascultăm în totalitate de ceea ce vrea să ne facă Dumnezeu, ca să ajungem, desigur, la o formă după voia lui Dumnezeu, să ajungem la un standard dorit de Dumnezeu pentru viețile noastre și pentru sufletele noastre, să ajungem, deși trăim vremurile acestea tulburi, ca Dumnezeu să facă din noi ceea ce vrea El să fim. Ca Dumnezeu să facă din sufletele noastre o formă binecuvântată, ca în ziua aceea măreață să potrivim acolo sus în cer. Dragii mei, haideți să ne dezbrăcăm de tot ce înseamnă eu. Haideți să ne dezbrăcăm de tot ce înseamnă mofturi. Haideți să ne dezbrăcăm de tot ce înseamnă încăpățânări omenești. Și să acceptăm voia lui Dumnezeu în totalitate. Să fim ca și Ieremia, un om care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Să fim ca și Ieremia, un om care se dezbracă de mofturile lui, care se dezbracă de încăpățânările lui și acceptă în totalitate să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Numai așa vom putea căpăta o formă după voia lui. În al treilea rând, ca să ajungem la o formă binecuvântată, trebuie să acceptăm procesul de modelare. Și versetul 6 scoate în evidență: lucrul acesta nu pot eu, zice Domnul, să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul, iată, el, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Dragii mei, trebuie să acceptăm procesul de modelare în viața noastră. Cred că pandemia aceasta, cred că vremea aceasta tulbure, este un proces de modelare pentru poporul lui Dumnezeu. Este un proces de modelare pentru oamenii lui Dumnezeu. Cred că în momentele acestea Dumnezeu caută să dea o formă potrivită poporului Dumnezeu. Vrea să le aducă la standardele de la care a căzut. Aduceți-vă aminte că în grădina Eden Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi la ceea ce am fost. Dumnezeu vrea să ne dea o direcție clară și să ne modeleze așa cum vrea El. Dar noi trebuie să acceptăm procesul acesta de modelare. Uneori, procesul de modelare poate fi costisitor, poate fi dureros. Uneori, procesul de modelare poate să fie pe un timp mai îndelungat sau mai scurt. Uneori, procesul de modelare poate să fie chiar până la moarte și suferință. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel, Fapte, capitolul 14, de la versetul 19, unde el exclamă și spune, după o bătaie cruntă cu pietre, spune că în împărăția lui Dumnezeu va trebui să intrăm prin multe necazuri. Pe de altă parte, toate lucrurile lucrează deopotrivă spre binecuvântarea noastră și spre bunul mers al nostru, spre o formă binecuvântată care ne dorește Dumnezeu să o avem. Dumnezeu să ne ajute să acceptăm modelarea. Dumnezeu să ne ajute să acceptăm vremea aceasta în care suntem și să ne bucurăm. Momentele acestea care le trăim, dragii mei, sunt momente în care Dumnezeu vrea să modeleze familia, vrea să modeleze biserica, vrea să modeleze sufletul personal, vrea să modeleze viața trăită în intimitate cu Dumnezeu, vrea să ne aducă și să ne dea o formă binecuvântată. Vrea ca să dea jos de pe noi toată zgura. Vrea să dea jos de pe noi toate lucrurile, să scuture din viața noastră. Să ne dea o formă binecuvântată în care să potrivim când va veni Domnul Iisus Hristos, în locul care ne l-a pregătit pentru noi. Haideți să acceptăm modelarea. Haideți să acceptăm forma. Chiar dacă va fi durere, chiar dacă va fi suferință, chiar dacă vor fi descurajări, chiar dacă vor fi lacrimi, haideți să acceptăm că mâna lui Dumnezeu vrea să ne facă binele și nu răul. Vrea să ne dea o formă binecuvântată și să ne ducă în împărăția sa.
binecuvântat să fie numele Lui Cel Sfânt. Și în al patrulea lucru și în ultim lucru, ca să avem o formă binecuvântată și să căpătăm o formă binecuvântată și să acceptăm voia Lui Dumnezeu în viața noastră, este să ținem cont de condițiile care le pune Dumnezeu. Dumnezeu a avut totdeauna niște condiții. Dumnezeu totdeauna a avut niște criterii pentru poporul Lui. Și niciodată Dumnezeu n-a făcut rabat de la condițiile sale. Versetul 8 spune, versetul 7, versetul 8 și versetul 9 spun așa de minunat. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa, că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusese în gând să-l fac. Dumnezeu, dragii mei, dacă vrea să ne pedepsească și noi ne întoarcem de la căile noastre rele, Dumnezeu are condițiile Lui. El vrea ca sufletele noastre să fie în împărăția cerurilor. El vrea ca inimile noastre să primească binecuvântarea cerului. Vrea ca viața noastră să fie îmbelșugată de cuvântul Lui și de promisiunile Lui. Și spune Dumnezeu în bunătatea Lui, dacă El vrea să facă un rău omului pentru păcatele Lui și pentru nelegiuirile Lui, să-i aducă pedeapsă, dacă omul acesta se va schimba de la căile Lui cele rele, se va îndrepta, își va îndrepta pașii spre cer, își va îndrepta inima spre Hristos, El îi va părea rău de răul acesta și se va căi și îi va face binele. Haideți, dragii mei, să ne apropiem de Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Dacă cumva căile noastre, dacă cumva pașii noștri au luat o direcție greșită, dacă cumva familiile noastre n-au mai rămas în prezența celui atotputernic, dacă cumva întâlnirile noastre bisericești poate n-au fost la standardul dorit de Dumnezeu, vremea aceasta este o vreme de modelare. Vremea aceasta este o vreme în care Dumnezeu a luat pământul în mână. Vremea aceasta este o vreme în care Dumnezeu și-a luat poporul în brațul Său și a început să-L modeleze. Dumnezeu vrea să-I dea forma binecuvântată. Dumnezeu vrea să-I dea forma care să potrivească la locul care L-a pregătit Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu vrea ca prin diferite moduri să ne aducă la o formă binecuvântată în care să fim fericiți pentru totdeauna. Haideți să acceptăm voia Lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să acceptăm planul Lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să acceptăm condițiile Lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să acceptăm felul în care El vrea să lucreze în viața noastră. Poate va fi suferință, poate va fi încercare, poate vor fi regrete, poate vor fi chiar lacrimi sau despărțiri. Haideți să privim la centrul problemei, să privim la Cel care este în spatele tuturor lucrurilor, la Cel care ține mâna, în mâna Lui Universul, la Cel care brațul Său și L-a întins pe cruce pentru noi. Să știm, dragii mei, că în toate aceste lucruri Dumnezeu ne vrea binele și nu rău. Vă îndemn, dar, ca să căutați împreună cu mine și să căutăm să stăm în mâna Olarului într-o vreme ca aceasta și El să ne binecuvinteze, El să ne modeleze, El să ne dea o formă potrivit, El să ne aducă la standardul dorit de El. El, Dumnezeu Tatăl, împreună cu Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, să ne ducă și să ne urce pe muntele acela care e prea înalt pentru noi. Să ne întărească pașii pe stâncă, ca într-o zi să ne bucurăm de marea binecuvântare, de a fi în împărăția Lui. Doresc ca să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos. Vă salut cu multă dragoste în numele Domnului Iisus Hristos și vreau ca în viitorul apropiat, prin credință în Domnul Iisus Hristos, și cred că ne vom auzi și ne vom vedea, ne vom îmbrățișa în casa Domnului și vom avea iarăși parte de bucuriile care le-am avut înainte. Dar să acceptăm modelarea Lui Dumnezeu, să acceptăm și să stăm în mâna Lui Dumnezeu ca El, lutul, să fie dus la o formă potrivită de Cel care se cheamă Olarul, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.